ieri s-a prezentat la centru de primire urgențe în victima unui accident rutier un domn care la computer tomograf coloană lombară s-a evidențiat traiect de fractură corp vertebral L1 cu recul intra-incanalicular cu fractură de apofiză transversă și în rest CT toraco abdus notelfin fără alte leziuni, CT-ul de coloană cervico-dorsală fără leziuni, cranio-cerebral fără leziuni. A fost direcționat și transferat către Spitalul de Neurochirurgie Iași, unde pentru a se interveni pentru această fractură de corp vertebral L1. Este grav diagnosticul? Fiind cu fragment detașat al retrozidului intracanalicular, este grav.